5-2. Să-l urmărim acum pe Elton, una dintre ultimele acțiuni ale Stelei, încă un dribling. Brazilianul pasează în stânga pentru Victorian Iacob, centrare în careu și gol marcat în ultima fază a meciului. Andrei Paraschiv îl găsește bine la mijlocul terenului pe Elton, în dreapta este Boștină. Primul dribling al brazilianului, în stânga este Tereu, în centru Vali Badea, pasă pentru Tereu, poziție regulamentară.